Vă salut, prieteni! Vă spun bun găsit la un nou documentar și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Astăzi am să vă prezint câteva dovezi de apariții OZN în China. Acolo apare una dintre cele mai vechi imagini surprinse de o cameră foto. Întâmplarea este menționată în istorie ca incidentul Hopeh. A avut loc în Hopeh, China, și implică pretinsa fotografiere a unui OZN, care a apărut deasupra acestui oraș în 1942. Masujiro Kiru a găsit această fotografie în timp ce căuta prin albumul de fotografii al tatălui său despre campania Chinei înainte de al doilea război mondial. Tatăl său cumpărase fotografia de la un fotograf de stradă din Tianjin. Unele surse susțin că fotograful a fost ulterior identificat ca fiind un tehnician american aflat la datorie în această regiune și care a crezut că obiectul în cauză era o pălărie. Scepticii identifică obiectul cu o pasăre. Cu toate acestea, cei mai mulți cred că obiectul este cu adevărat neidentificat, dovedind faptul că OZN-urile au fost prezente în lumea noastră de mai multe decenii, cel puțin, și cu siguranță acesta este un fenomen global. Desigur, istoria Chinei este plină de povești care vorbesc atât despre dragoni care zboară, cât și despre tot felul de obiecte inimaginabile de natură celestă, datând din timpul dinastiei Shang, 2000 înainte de Hristos, când au fost sculptate în carapace de broască țestoasă. Timp de mulți ani, sub conducerea lui Mao Zedong, OZN-urile au fost persona non grata. Există chiar zvonuri că aceia care se întâlneau ca să povestească despre astfel de chestiuni erau luați pe sus și băgați la închisoare, fiindcă se credea că erau trădătorii de stat. Pentru cei care credeau în existența OZN-urilor, la acel moment, ele erau considerate un simbol al libertății și astfel subiectul nu ar fi trebuit să fie sancționat de Peking. Potrivit unui raport publicat prima dată în 1966, în cartea lui Tim Beckley, OZN-uri în jurul lumii, un anume domn, Wu Qiwan, a declarat că cineva a mărturisit că a văzut un obiect de dimensiunea lunii, strălucind în spatele unor nori. Oficialitățile au explicat faptul că acesta era un fenomen cauzat de o descărcare electrică neobișnuită. La vremea aceea, Qi Yuan spune că era membru al trupelor naționale de construcții și, în timp ce făcea niște manevre, a fost martor la apariția unui disc oval, portocaliu, destul de mare. Am fost toți surprinși și speriați. A coborât până la o înălțime foarte mică, ca un biplan utilitar, la un unghi de 25 de grade. Nu am auzit niciun sunet și într-un minut a zburat în sus, dispărând, povestește bărbatul. Există chiar și mărturii din vremuri îndepărtate despre ceea ce ar putea fi considerate răpiri de către extratereștri. În istoria dinastiei Qing, există un incident consemnat și care este foarte similar cu rapoartele moderne privitoare la răpirile de către extratereștri. În luna iulie al celui de-al treilea an al împăratului Yongzheng din timpul dinastiei Qing, un grup de săteni a mers în munți pentru a tăia bambus în Liaojiatang de Vudu din Lingchuan. Grupul a fost martor la dispariția bruscă a unui sătean. După mai mult de 140 de zile, omul a reapărut în casa lui. Sătenii au spus că, la întoarcere, săteanul răpit a fost complet incoerent. În studiile lor, cercetătorii chinezi s-au oprit și asupra cercurilor din lanurile de grâu din antichitate. Unul dintre primele rapoarte întocmite asupra cercurilor din lanurile de grâu, acele desene geometrice inexplicabile care apar în lanurile de grâu și porumb, a avut loc în Stirlingshire, Scoția, în 1678. Dar fenomenul a fost în mare parte ignorat până în anii 70, chiar 80,
când formațiunile acestea au început să apară cu o frecvență mărită pe tot globul. Cu toate acestea, este China într-adevăr lipsită de aceste creații neobișnuite? Cu siguranță, dacă cineva sau ceva încearcă să comunice cu omenirea prin modele sculptate în culturile de pe câmpuri, nu putea fi ignorată populația considerabil de mare a Chinei. Experții occidentali, în mod evident, nu au reușit să analizeze cu atenție datele din această țară. Ne putem referi doar la activitatea lui Zhang Hui, un cercetător de la Muzeul Xinjiang din Urumqi, pentru a găsi dovezi care sugerează că în China, în lunga sa istorie, au apărut fenomene ale acestor cercuri cu mult înaintea oricărei alte civilizații de pe această planetă. Zhang pretinde că a descoperit mai mult de 20 de modele de piatră care par să imite formațiunile de cercuri din lanurile de grâu din alte țări, dar le sunt anterioare acestora din urmă cu 3.000 de ani. Zhang a descoperit mai multe modele ale acestor cercuri de piatră, variind de la cercuri simple până la forme mai elaborate, pe pajiștile regiunii Qingye, lângă granița Chinei cu Mongolia. Zhang a fost intrigat. Acesta s-a îndreptat rapid către Beijing, capitala Chinei, ca să consulte traducerile în chineză ale lucrărilor experților britanici care se refereau la cercurile din lanuri. El a fost uimit de asemănările găsite. Zhang crede că oamenii primitivi din regiune, după ce au descoperit o formațiune de astfel de cercuri, au tras concluzia că era o formă de comunicare a zeilor lor și au răspuns mesajului divin prin amplasarea unor pietre într-un tipar asemănător. Potrivit lui Zhang, un martor ocular a mărturisit că a văzut o formațiune de cercuri care apăruse într-un câmp din nord-estul Chinei, la scurt timp după perioada în care și-a făcut stagiul în Gărzile Roșii. În orice caz, evenimentul a avut loc în timpul Revoluției Culturale din 1966-1976, când astfel de superstiții erau ilegale, astfel încât mărturia a rămas neconsemnată. Xinhua News Agency, agenția de presă oficială a Guvernului Republicii Populare Chineze, a raportat o apariție OZN ce a avut loc pe 24 februarie 2009 și care a fost văzută de un număr mare de jurnaliști, oficiali guvernamentali, precum și de un avion plin de pasageri. Evenimentul a avut loc pe ruta de zbor a liniilor aeriene de sud către Nianjing în jurul orei 18, când un grup de jurnaliști aflat în avion socializa ca să treacă mai ușor timpul, unul dintre ei a observat un obiect luminos neobișnuit care călătorea alături de aparatul de zbor. Ziaristul a alertat atât echipa de securitate, cât și pe ceilalți colegi care călătoreau cu el. Acesta a reușit să facă câteva fotografii înainte ca obiectul să țâșnească în direcția nord-est. OZN-ul a fost vizibil pentru aproximativ un minut. Martorii au fost desigur uimiți de ceea ce au văzut și au început să discute între ei pentru a stabili dacă obiectul era extraterestru. Unii au susținut că ar fi fost un avion, dar atunci când un avion real a apărut la orizont, câteva minute mai târziu, toți au fost de acord că nu avea nimic în comun cu inexplicabilul obiect pe care l-au văzut, concluzionând că a fost într-adevăr un OZN. Un ufologist chinez de marcă a declarat că Xinhua, agenția de știri a Chinei, pare să ia fenomenul OZN mai în serios în ultimii ani. Poate că aceasta duce la o anumită formă de dezvăluire din partea guvernului chinez, despre care bănuiesc că știe multe, a spus ufologul. Interesant este că jumătate din poporul chinez crede în existența OZN-urilor. Potrivit unui studiu publicat de ziarul rus Pravda,
jumătate din întreaga populație chineză crede în OZN-uri. Sute de oameni de știință și ingineri fac studii aprofundate asupra fenomenului neidentificat, acordându-i o modalitate de investigație științifică atât de puțin utilizată aici, în lumea vestică. Unii ufologi chinezi susțin că extratereștrii trăiesc printre noi și că ei arată un interes în creștere în ceea ce privește China. Un pilot chinez a raportat faptul că a observat un obiect ce avea lumini pâlpâitoare, de culoare albă și albastră, care plutea lângă aeronava pilotată de el, chiar când era pe cale să aterizeze. Pilotul a văzut că obiectul, de formă ovală, părea să escorteze avionul său. Apoi, OZN-ul a făcut brusc un viraj rapid și a dispărut în spatele norilor. În ultimii ani, a fost raportat un număr considerabil de astfel de întâlniri ciudate cu feidi, termenul chinez pentru OZN-uri. Într-un caz, oamenii au văzut o lumină portocaliu fluorescentă deasupra căreia plutea un obiect cu formă ciudată. Într-un alt exemplu, oamenii declară că au văzut un obiect, nu mai mare decât o minge de baschet, care s-a împărțit în două atunci când privirea lor s-a îndreptat spre el. Cele două obiecte au început să înconjoare zona înainte de a dispărea complet. Un ziar chinez a publicat un articol în care se arată că 100 de martori au văzut un avion de vânătoare al armatei chineze ce se juca de a pisica și șoarecele cu un OZN, nu departe de baza militară din orașul Qingzhou. Un obiect în formă de ciupercă, cu partea de jos în rotație și puternic luminată, a fost reperat de către 4 stații radar. În timp ce se apropia de avionul de vânătoare, obiectul s-a deplasat instantaneu în sus. Niciunul dintre serviciile de control de la sol nu a dat ordin de deschidere a focului. China are acum un număr record de cluburi speciale de fani OZN. Multe dintre ele încearcă să deschidă într-un fel canale de comunicare cu extratereștri. Acțiunile lor sunt sancționate de către Societatea Națională de Studii Extraterestre, care a fost fondată în 1980 și care este finanțată de către guvern. Doar oamenilor de știință și inginerilor profesioniști li se permite să facă parte din această societate. Este necesar să ai un doctorat și trebuie să fii publicat mai multe lucrări despre OZN-uri. Aproximativ o treime din societate sunt de asemenea membrii cu experiență ai Partidului Comunist. Unul dintre experții de prim rang ai Chinei în ozenistică, un bărbat în vârstă numit Sun Shili, este de asemenea un fost diplomat și translator pentru Mao Zedong. Acesta a declarat pentru ziarul Pravda că a avut o întâlnire cu un obiect neidentificat în 1971, în timpul Revoluției Culturale. Sun Shili fusese condamnat la muncă silnică într-o închisoare ce se află pe vârful munților provinciei Jiangxi. Într-o zi, în timp ce lucra pe plantațiile de orez, a zărit un obiect ciudat pe cer, despre care a crezut că era o reală navă spațială extraterestră. Așa cum am menționat mai devreme, experții de la Societatea Națională de Studii Extraterestre susțin că jumătate dintre locuitorii Chinei cred în astfel de fenomene. Sun Shili explică acest interes față de OZN-uri în China, țară unde apare fiecare al cincilea OZN, în acest fel. China a atras atenția extratereștrilor din cauza recentului avânt economic și cultural al țării și al aspirației sale de a deveni lider mondial. Până de curând, extratereștrii obișnuiau să se concentreze mai mult asupra Statelor Unite, a spus el. Sun Shili este unul dintre numeroșii membri ai societății naționale care cred că o parte dintre extratereștrii trăiesc printre noi, luând formă umană. Dragi prieteni, atât despre acest subiect. Voi ce părere aveți?
chiar trăiesc printre noi ființe extraterestre? Aștept să-mi scrieți în secțiunea de comentarii de mai jos. Iar până data viitoare, când vă aștept și cu alte informații interesante, aveți mare grijă de voi. Pe curând!